După câteva zile de alergări ușoare și readaptare la efort, Mircea Rednic a programat o sesiune complexă bazată în cea mai mare parte pe posesie. Bună dispoziție nu lipsește, însă antrenorul galben-albaștrilor le-a cerut jucătorilor să fie receptivi la tot ce le cere, iar comenzile sale și ale staffului sunt respectate cu strictețe. Împărțiți în două echipe, petroliștii au executat mai multe exerciții de posesie cu diferite teme, sesiunea încheiindu-se cu un joc la trei porți pe jumătatea terenului. Până atunci, cei trei portari au lucrat sub comanda lui Cătălin Grigore exercițiile specifice, solicitându-i la maximum. Fiecare dintre jucători dorește să-l impresioneze încă de la început pe Rednic, iar jocurile din finalul antrenamentelor reprezintă deocamdată cel mai bun prilej, astfel că miuțele stârnesc pasiunea prinse, completate cu execuții pe măsură. De altfel, patronul FC Petrolul Dan Capră i-a telefonat antrenorului Mircea Rednic, interesându-se de modul în care decurge pregătirea echipei în Antalya. Prin intermediul tehnicianului Dan Capră le-a transmis jucătorilor să rămână uniți și încrezători, asigurându-i că în cel mai scurt timp toate problemele se vor rezolva favorabil. La rândul său, Rednic i-a confirmat că Petrolul beneficiază de cele mai bune condiții de antrenament și refacere în Lara, iar toată lumea este concentrată la ceea ce are de făcut. Mesajul patronului a ajuns la fotbaliști chiar înaintea uneia dintre ședințele de pregătire, când Rednic a ținut să poarte o scurtă discuție cu lotul prahovean.